să înțelegeți că noi vorbim românește și că ceea ce facem noi este inclusiv sub control public al Curții de Conturi a României și a Ministerului Public din România. Da? Deci nu inventăm prostii și nici povești. Deci am folosit o suprafață de considerată pădure, cum îți spun, de către Rom Silva. Iar legea ne obligă să pădurim o suprafață de 10 ori mai mare pentru ca în realitate Crângul Petre să devină o zonă de agrement, o zonă care va fi deschisă în acest an publicului din județul Vrancea, cetățenilor județului Vrancea și municipiului Focșani, care vor fi foarte încântați de ce am făcut noi acolo. Și trebuie să fim mândri cu toții de acest lucru. Nu numai noi. Și dumneavoastră, opoziția. Săptămâna trecută am avut un control de la Garda Forestieră Națională care a venit să verifice suprafața care am demișat-o și suprafața, să vadă suprafața cu care trebuie să o împădurim. Deci, a fost prietenul dumneavoastră, domnul Cherciu, care e de la Garda Forestieră, a fost împreună cu dumnealor și au văzut exact ceea ce trebuie, ce s-a defișat și ceea ce trebuie împădurit. Deci, suprafața de 30 de hectare este, așa cum a spus domnul Diță și domnul președinte, este cea care trebuie împădurit. Mulțumesc!